Salutare, dragi prieteni, am revenit la Porumbel Show. Și înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să strângem cât de multe like-uri. Deci, acum am început să eliberăm porumbeii. Acum nu se văd, dar trebuie să vină să se vadă. Aici este o găină galăgioasă, da, cum îi vedeți. Deja am început să-i eliberăm pentru că undeva în luna viitoare, cam la sfârșit, o să înceapă și antrenamentele cu asociația. Cum vedeți, acolo, nu știu dacă s-au văzut, dar zboară frumos. Deci aici am pus steagul ca să nu am treabă eu să dau din mâini și de astea, pentru că unii au ouă și trag la ouă. Da, deci aici avem niște noutăți. Deci aici avem ouă. Aici totul este la fel. Jos nu avem ouă, sus ouă, ouă, ouă. Aici ouă la 5, la 8 ouă, la 11 ouă, la 7 ouă, la 4 ouă, dar nu sunt limpezi. Da, sus nimic, pentru că le-am aruncat oul, a fost doar unul și n-a fost bun. Haideți să mă uit odată să vedem ce este cu ouăle aceste femele. Cum vedeți și voi, nu se vede nimic nou. Da, hai să luăm altul să vedem ce se vede. Luăm de aici la femeia aceasta. Vedeți, da? Oul este plin. Se vede, da, aici se vede golul. Deci înseamnă că nu sunt bune ouăle. Sunt limpezi. Da, acolo jos v-am spus că sunt ouă, deci așteptăm puișori, cam din vreo 28 încolo, astăzi suntem în 22. Peste vreo 6-7 zile cam. Așa, să închid. Deci îmi cer scuze că n-am postat. Cum vedeți, porumbei sunt acolo. Se duc, zboară frumos. Am venit și eu la umbră. Aici avem o găină gălăgioasă. Da? Le vedem acolo. Da, haideți și până sus să vă arăt ce mai este nou. Porumbei eliberez cam de vreo 3-4 zile de când n-am mai postat, pentru că mi-e foarte greu. Acum este destul de simplu, pentru că mai este gălăgie și porumbei nu... E că uliu se cam sperie singur, dar când nu este gălăgie, mai bine mai face câte o vizită pe la porumbei. Deci aici, cum știți, avem ouă, femeia aceasta am eliberat-o și a venit înapoi. Deci cei care au scris în comentarii că n-ai cum să-i înveți, deci am învățat femeia asta, femeia aia și masculul ei care este acum în stol, zboare. Da, aici avem ouă fertile amândouă. Aici gol și-au mutat cuiba aici. Vedeți cât timp a fost aici? Toate le-au mutat aici. Dar sper să facă ouă odată. Acolo sunt ouă. 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 Nefertile, limpezi. Aici avem. Din nou. Nu știu ce s-a întâmplat.
Dar oricum sunt doar două aici, două dincolo, patru și cu ăla care l-am aruncat 5 ouă limpezi au fost din vreo 30-40 de ouă, nu mai știu exact. Acolo sunt ouăle bune. Aici la fel, aici opa, la fel. Stă pe cuib. Deci cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal și de acum o să postez mult mai des. Pa, pa.